De la al patrulea etaj, strada Universității, casă mare cu grilaj. Ei, casa asta, din păcate, cu un proprietar bigot, n-avea electricitate, dar încolo avea tot. Scări, balcoane, coridoare și ca în orice case mari cu apartamente multe, fel de fel de locatari. Într-un rând, venind acasă seara de la cinema, la parter pe întuneric aud pași în urma mea și o ușoară siluetă îmi vorbea abia șoptit. Dacă nu sunt indiscretă, domnul, n-ai un chibrit? Tânără, frumoasă, doamnă, măritată sau fără multe marafeturi, scot chibritul și îl dau. Urc apoi o scară în fugă, dar când trec prin coridor, drept în fața mea o ușă se deschise încetişor și din crăpătura ușii scoase capul blond zburlit, o duduie somnoroasă. Domnule, n-ai un chibrit? Pe asta o cunosc eu bine, e drăguță ca un paș. O servesc cum se cuvine și mai urc încă un etaj. Când în razele de lună zucrăvite pe perdea, ce să vezi? O damă brună în pantofi și pijama. Este ea, chiar ea, femeia după care mă topesc de vreo 10 zile încoace, dar nimica nu îndrăznesc. Soțul meu e dus de acasă, zice ea abia șoptit. Am rămas pe întuneric, nu cumva e un chibrit? Un chibrit, ce fericire, i-aș fi oferit acum o cutie întreagă dacă nu făceam risipă în drum. Mă rog, altă scară, cea din urmă, pe culoare aud un zvon, ce-i? Un drag de cameristă, numai în combinezon, mă oprește cu sfială, de nu sunteți prea grăbit, mă iertați de îndrăzneală, v-aș ruga, ce, un chibrit, a? Ba, trebuie să dau, că ce astfel asta am scoate vreun ponos, scotocesc prin buzunare, de necaz le întorc pe dos, n-am decât o gămălie, ce să-ți fac, îmi pare rău, nu știu dacă s-o aprinde. Gămălie? S-a aprins? Norocul tău. E, când în fine ajung acasă, în odaia mea, tablou, o amică, avea cheia, mă aștepta ca pe un erou. De 3 ceasuri stau în beznă, zice. Ești nesuferit, am rămas pe întuneric. Scoate fuga un chibrit. Iar chibrit simți că-mi sare țandăra curat pârjol. Pe ce-s o fabrică de fosfor? Sunt regie, monopol? Ați nebunit pe sine tot. Chibrit, chibrit, chibrit. Dracu să vă ia pe toate. Nu mai am, le-am isprăvit.